Deci, domnul consilier, așa cum a fost convocat în ședința pentru data de astăzi, ședința ordinară, conform dispoziției 87 din 29.4.2021, în consultarea prezidenței suntem 13 consilieri prezidenți, din 13 funcție, care, în conformitate cu prevederile articolului 39 și 134, aneatul 3, chiar din ordonanța de urgență 57 pe 2019, codul administrativ, vă rog să permiteți să vă prezint ordinea de zi. Articolul numărul 1 este aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din 13.3.2021. La punctul numărul 2 avem proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare liberale a Comunei Cotroceni de Slavo pentru anul școlar 2020, inițiator domnul primar. La articolul 3 avem problema de diverse, privind stabilirea denumirii străzilor din cadrul Comunei Cotroceni de Slavo. Doamna președintă, puneți la vot ordinea de zi. Sunteți de acord cu ordinea de zi? Articolul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Scorțean de 31.03.2021. Dacă este cineva care vrea să vorbească? Supunem la vot, da? Numai un pic. Da. Să se verifice un pic în momentul în care se dă dreptul de servitute, modalitatea de vot nu este cumva de două treimi? După ce am discutat chiar la Consiliul Județean, deci este un contract cu titlu gratuit. Nu știu, nu contează modalitatea de contractului, ci numărul de voturi care trebuie întrunit. Nu știu, eu am întrebat. Da. Amintul de legalitate dumneavoastră vă dați. Eu știu că la contracte și la orice trebuie cu două treimi. Atâta timp cât nu e dat în concesiune, nu cred că nu știu, eu doar am ridicat, nu sunt specialist, da? Da, pentru de asta, pentru că mapa, practic, actele respective au fost așa, un pic cam... Dar nu le-am avut biloc. Slăbuți așa. Dar nu le-am avut biloc. Nu, eu am spus, deci, da, să se verifice, dacă nu cumva trebuiau două treimi la... din numărul consilierilor, numărul de voturi, da? Deci, doar atât, pentru că... nefiind aprobat procesul verbal, chiar dacă este o hotărâre, trebuie aprobarea și în procesul verbal de la ședința respectivă, de către Consiliul Local. Da. Nu știu, să se verifice pentru că așa este mai bine. Deci supunem la vot, da? E de acord? La ce? La procesul de vot. Eu nu la ce? Tu trați de 12 și 18. Nu, 17, 16. Așa, două acțiune, mă rog. Acum, numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare din Terraza Comunei Scorțeni de Slavo pentru anul școlar 2021-2022. Cine vrea să vorbească? Să scrie la cuvânt domnul Baudou. Altcineva? Domnul Beza. Mai este cineva? Care vrea să vorbească? Și eu, dar dacă... Domnul Zafirescu, dacă... Și eu. Întreb la replică, dacă este nevoie. Da. Dreptul la replică îl dau eu, că nu sunt la școală. Tu vorbești cu nu știu cu eu. Dau cuvântul domnului Papo. Da. Aici era o prezidențialitate scrie adresa numărul 11.15 din 27.11.2020. De ce nu s-a implementat până acum acest proiect? Termenul era până în decembrie. Da. Deci noi, ca și școala... Să ne avem din viață, să deci funcționăm pe bază de ordine de ministru, sau cum funcționăm? Că școala, da, practic, dar... Dacă nu ați venit, poate să mă răspund. Da. Dacă nu ați analizat un pic proiectul de hotărâre care a venit în față, da? Da. Acolo este frumos spus. Adresa... 11.015 din 22.1 la 12.2020, da? Din care inspectoratul ne-a acordat avizul, da? Dar uitați că dumneavoastră când nu este înregistrată la Primăria Scorțeni acest aviz. Este înregistrat pe 17, în numărul 1747 din 20.04.2021. Deci, după ce am ținut ședința de putere. Deci nu este vina voastră. E vina cum este. Păi, dar ei au trimis-o și l-am înregistrat după ședința de buget de pe luna trecută. Adică e graficul în 2024-2022? Noi, fără avizul lor, nu putem, dar se va transmite avizul la fiecare consilier în mapă. Adică, să nu rămâne treaba asta.
Păi da, de asta v-am spus. Da, dar este legislativă noi pe data de 20.04.2021. Noi nu avem posibilitatea să legem nevoie dacă nu avem acest aviz de la școală. De la deci poate verifica dacă a fost trimis adresa asta 20.04.2021 de prin inspectoratul școlar, da? Ca să nu fie dubii. Este în spatea anexată la dumneavoastră. Consider că era normal, având în vedere aprobarea rețelei școlare ca în 2021-2022, să fie invitată și doamna director. Ea este cea care răspunde și toate problemele de școală, toate nemulțumirile pe care le are. Nu? Nici la buget n-a fost invitată. Fiind un punct de legătură între domnul primar, consiliu și doamna director, da? Nu, doamna director ne-a trimis aceste înștiințe. N-a primit banii suficienți pentru. Are o factură de apă de 6.660. Da? Curentul, care se, pentru amenajarea grădiniței, iar trebuie plătit. Este pe curentul școlii. Instalația este precară. Țin, am vrut să-l anunț pe domnul primar, dar n-am cuit. Dacă vorbesc la cameră, știu să-l anunț pe dumneavoastră, dragi colegi. Toată lumea a lăsat, ca să știu. Da. Nu a primit. Deci noi fiind, eu și doamna Tamara fiind în Consiliul de Administrație, doamna director ne întreabă pe noi. Eu ce pot să-i răspund? Decât să vin să prezint în față domnului primar, dumneavoastră, asta este realitatea. Nu? A cerut 308.000 de lei, s-au dat 207.000. Domnul primar în ianuarie ne-a promis schimbă de încadrarea șoferului cu microbuzul. Au trecut 3 luni. N-am reprimit niciun demers. Aici n-am dat păi nu, dar ea trebuie să plătească carburantul dacă microbuzul este pe ea. Păi și banii nu sunt la primărie, vin în... Păi banii așa vreau. Păi vin banii de la primărie, dar... Nu acolo la primărie, dacă e încălat, banii sunt mai mulți, în comparație cu școală. Adică la prima milioane în plus. Tot primăria achită. Adică, dacă este cheltuiala este mai mare cu microbuzul. Adică vin de la primărie, dar vin pe Ministerul Învățământului, nu vin pe investiții sau dezvoltare. Bineînțeles. E diferent. Dar de funcționare. Dar de funcționare, nu discutam de investiții. Și dacă v-am venit sau comunicați? Mi s-a dus, l-am aprobat 800 de milioane. Care nu era trecut din buget, asta vrea să spun. În buget n-am făcut nimic în școală și am înțeles că 800 de milioane au fost dat. Și așa că, de ce nu au apărut? Unde se duc banii aia, totuși? Nu? Nu era clar? Că doamna Tamara de aia s-au dat atât cât s-au obținut. Că nu s-au dat nimic la școală. Domnul primar a spus că s-au dat 800 de milioane, nu? Și ăia n-au apărut în buget. Unde? Cum de s-au dat? Ăia apărut în buget. Au fost pe hârtirile noastre. N-are hârtiri. N-au fost nicio hârtie. Eu n-am avut nicio hârtie. Ei nu au avut. Ați avut vorba ei? Dacă noi ar fi avut prins în buget, nu ar fi putut face nicio plată. Ei sunt în buget. Trebuia să apară ca să nu mai trimite. Trebuie 600, trebuie 60, trebuie... Bugetul se face după niște reguli. Acum nu putem trece toate cheltuielile în buget. De exemplu, la drumul se trece. E piatră concasată de 5 tuburi. Noi așa am cerut. Am cerut detailat ca să vedem unde sunt banii. Și la școală și la primărie și asta este în bugetul aprobat. Unde se pot verifica toate sumele. Eu le-am văzut, sincer să vă zic. Tu le-ai văzut, noi nu le-am văzut. Și noi am cerut detailat bugetul de ani de zile, nu acum. Da. Domnul Pampa a terminat? Scuzați că nu mai venit. Trebuie să ne dăm aviz, da? Poate este în zile, pentru că bineînțeles. Bineînțeles. Domnul Deța. Delimitarele așa ceva. Aveți un confort. Ce înseamnă? Înseamnă că așa e procedura, dar nu afectează nici Consiliul Local și nici primăria în ceea ce privește structura școlii în sine. Asta aprobăm. Doar dacă, Doamne ferește, dacă ar fi fost să desfințeze o structură, dar noi nu este cazul. Aveam un singur PJ, adică personalitate juridică este doar școala Scoțeni, ce are arondată grădinița Grigoreni. Avizul ăsta conform e dat de ani de zile. Este procedura pe care trebuie respectată. Cât trebuie și genul Consiliului Local. Dar în rest... Dar țineți minte, stați așa un pic, țineți minte că noi în Consiliul Local am discutat inclusiv numărul de clase. Da. În decembrie. Da. Da, tocmai. Deci s-a discutat. Ne-am spus. Grădinița, structură, deci PJ-ul este școala Scoțeni, are arondată grădinița Grigoreni cu o singură grupă, grupă combinată, grădinița deci Grigoreni cu grupă combinată, grădinița Scoțeni cu două grupe, învățământul primar cu 5 clase, învățământul gimnazial cu 4 clase. Da. Și asta a fost în
în decembrie. În luna decembrie, am discutat de asta, stați că. Astea sunt doar niște procedură. Aici, practic, nici nu am discutat pe această scutere. Da, deci nu am nici discutat. Deci, efectiv, așa spunem. Doamne ferește, dacă, deci ar fi trebuit cu discuții ample în cadrul Consiliului Local, doar să desființa, să zic, o școală, sau să-i comasau două școli. Astea sunt, pur și simplu, formalitatea care trebuie făcută. Și atunci... Domnul Bețu. Da, toate sunt puntele. Domnul Zanfrizi. Domnul Măgir, doamnă. Și ce-o spune? Vreau să întreb acum și dacă sunteți dumneavoastră măsură sau nu. Normal ar trebui să fie și domn primar, pentru că el e posibil să fie, să aibă răspunsuri la ceva întrebări din partea consilierilor. Legătură, are legătură cu școala. Din punct de vedere al ISU, știu că școala nu avea autorizație. Cum stă cu autorizația la școală? Asta cred că trebuie să o discutăm la diverse, pentru că nu facem. Păi nu, are legătură aici, pentru că practic noi... Bine, asta oricum trebuie aprobare, da? Noi, e la diverse, dar e aici. Noi, da. Noi funcționăm ca și școală, ca și unități, Grigoreniu, Scorțeniu, cu grădinița și școală, fără autorizație. Trebuie făcute diversurile să fim în regulile de inclusiv cu autorizația de la ISU. Nu cred că este așa de... Domnule, știți că nu avem avizisul? Eu știu că nu era. Cine v-a informat? Așa s-a discutat pe ce vedeți că am ceva de. Poți să funcționeze, trebuie să aibă obligatoriu. Eu vă zic că nu e. Că nu ai autorizație, să aibă ceva. La avizul ISU are, sunt două documente distincte. Are avizul autorizația, sunt sigur că nu are, tot doamna de interne, că trimis autorizație de securitate în cer de ajutor 30.000, nu s-a dat niciun loc. Deci, cum stăm? Deci nu are cum să... Deci nu are, nu are. Dar asta nu este o problemă, că asta nu poate nu neapărat bani, că se poate ocupa primăria de ea, că nu e... Nu e directoratul școlii să se ocupe de și să facă chestia asta. Nu, 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 nu e în atributul ministerului și nici la, ci în atributul Consiliului Local, adică a primăriei. Dar asta înseamnă că sunt nevoie de niște investiții pentru a intra în legalitate cu autorizația din ce? Și doamna, doamna delegată, este datorirea ei să vină, totuși, de unde să știi, domnul primar, scuze. Păi eu nu zic și doamna delegată cu niciunința din Consiliu, dacă nu invită nimeni. Zic și eu. Sau te invit. Dacă are un interes, sunt atâția copii, că sau te invit. Clar. Dacă vezi că nu te invit odată, 27 ori, trebuie te inviți. Vită, doar ai o funcție în sală. Să se poate, doamna, o să-i transmite. Exact. Are o funcție sau te invit, sigură. Cred că trebuie de la primărie să fie chemată la votare ședință, chiar dacă este, chiar dacă nu este un subiect de legătură. Da, dar sunt foarte discuții. Să discutăm problemele care sunt. De fapt, o invitație scrisă, doamne. Ar trebui o care din mijloc. Nu poate să nu e doar nici poate fi urmărit. Nu mai este un bun timp. Trebuie să funcționăm corect. Trebuie să funcționăm. Și acum lucrurile nu funcționează, să înțelegem. Lucrurile nu funcționează la momentul ăsta. După ce se vede cum funcționează. În ce sens? Încet, încet, lăsați să vorbesc cu el. Autoritatea, da? A zis că nu mai poate să fac autorizația. S-a adaptat asta și nu s-a făcut nimic. Haideți, domnule, că ăsta e proiect care merge la divers. Și stați dumneavoastră, acum discutăm cu rețeaua școlară, nu suntem din. Am înțeles, dar oricum trebuia să trebuiau să vină aceste aspecte, nu? Da, la diverse, ok, la diverse. Două secretari sunt pleacă. Ce discutăm noi, noi și rămâne așa. Cum să pleci, stăzi? Da, dar două secretari sunt pleacă. Eu deja zic, nu știu că am dat prima anul de mâine. Păi atunci nu mai ajunge la diverse, discutăm așa, pentru că sunt plecați. Da, mă, vin ce e. Da, ce e? Domnul secretar este doar... Eu cel care e putut să-i devine să-i asigură să consernez. Eu chiar să-ți discut ca să mai faci. Mai încet, domnul Cică, mai vezi? Mai este cineva care vorbească? Și punem la vot. Care e de acord, care nu? Da. Câți? Trei. Da, da, da. Toți, da? Trei, da. Trecem la diverse, privind stabilirea de ministre, zi, ridicați-o cu unei scuțe. Mai este ceva? Care? Deci, Daniel, Franț. Cu Daniel. La diverse. O propunere înainte de a începe diversele, da. Să aveți în față denumirea străzilor pe Scorțeni, să ne ziceți și nouă în mare, ca să știm de ce discutăm. Sunt, dar erau puse și prin site-ul primării, toate sunt. Păi s-a modificat, în urmă... S-a modificat, nu știu, aveți ceva, 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 ce
sens, fără să știm și vorbim. Înainte de a vă da cuvântul, toți oamenii care au discutat, care s-au adunat, care au dat telefon la doamna Claudia, care au cerut diferite denumiri la noi la Străși și de la noi de la Florești, au dat telefon, spre exemplu, exact atunci după ce am discutat doamna Paula, au zis că strada ei vrea să se numească, că au hotărât cu oamenii pe acolo, să se numească Strada Fericirii. Se numește Strada Fericirii, cred că ați văzut. Da. Da. Am dat un exemplu, chiar mi-a venit acum și de la noi tot la fel. S-au adunat la fapt, de dealul. Dacă e așa, au vrut și au hotărât cu oamenii, asta este, că s-au făcut boia. Și la noi... Vreau să vă spun la diverse acum, dacă nu sunt străzi, nu se poate hotărât, nu au fost numiri de o lună. Nu, am înțeles. Ce spune, 2 mai, 3 milioane, 4 aprilie, și nu mai spune, că au fost numiri lui moșul, lui bunicul, să nu apară conflicte între cetățeni. După toate discuțiile care am mai venit la primărie și am întrebat atunci la imediat ce au fost discuțiile cu străzile, au marea majoritate au fost de acord, care au spus strada corpurilor, strada mucilor, pideală, strada... Asta e foarte bine. Care sunt strada lupiei. Sarfânii parcă sunt, este un cartier la acolo, știu ce spuneam. Atâta singura discuție care este, e cu strada principală, nu vede? Da. Cu strada principală de la intrarea în satul Scorțeni până la ieșirea din satul Scorțeni până la Florești, până la Sârbi, parcă. Că au venit patru, o cerere de la patru oameni din sat, că se cheme strada Calea Mâinești. Eu n-am fost de acolo. Calea Mâinești, Bacău, Mâinești, Calea Mâinești, toată. Am zis, strada principală, nu vor oamenii tot la trebuie zis să fie ce strada principală. Poftim? Să ai două denumiri și eu am propus adevărul este, Nicolae Tonița, pentru că pictat la noi biserica și a fost o personalitate de valoare, să rămână Nicolae Tonița. Și acum eu am adus 40 de semnături contra celor patru și acum să hotărască. Dacă nu rămâne numai noi pe Scorțeni, că cu Grigorie nu sunt probleme. Consiliul județean, noi avem și societate Nicolae Tonița, avem și biserica pe tata. Nu știu. Dacă nu s-a apropiat, dar ei nu mii. Dacă nu este de acord Consiliul județean și cei care fac nomenclatorul... Și avizei că ce nume ea? Dacă îmi permit biserica, Consiliul județean dă aviz cu privire la denumirile personalităților. Nu. Nu ar fi nicio problemă să nu aprobă. Ce ai spus? Drumul la biserică, dumneavoastră, cu strada. Drumul la biserică? Crede-mă că nici nu știu. Strada bisericii. Acolo mergea Tonița, mergea mai bine la biserică. Nu-i nici Tonița, nu-i... Stai să o vedem. Nu știu care este. Cum a vrut oameni? Dacă eu nici nu știu, nu. Nicolae Tonița, nu. Nu-i la biserică, Nicolae Tonița. Deci vă spun sigur. Bună era bine, doamnă, era bine. Am făcut cum au zis oamenii, cum au hotărât oamenii, cu Tunița Bisericii, cu toți vecinii, n-am pus să nu știu cum, stați să-l văd. De la cine? Dar am zis, oricum mai stau în dezbatere publică, cel puțin o ședință. Și eu știu, dacă sunt persoane care vor să mă vizionez. Asta-i dealul, e ce? Merișor se numește strada bisericii, Merișor. De asta nici nu știam. Oamenii au dat, nu... Deci strada Merișor se numește aia a bisericii. După biserica veche. Cam atât, cam asta este. Acum, în legătură cu străzile, eu vin cu rugăminte la dumneavoastră, cu iluminatul străzii. Dacă ați putea pe stejarul să mai schimbați din biserică. Eu aștept telefoane. Deci, în primul și în primul rând, când nu am becă, lărg, știu ce se întâmplă, cum au căzut un stâlp acum, aici în Ligoreni, aștept să mă sun cineva, eu nu pot să știu. L-am pus pe Cristi Șova, chirurgul toată ziua și cu băieții care mai sunt, să-mi spună. Am înțeles că este un contract a primăriei cu ei, ca să înlocuiască toate becurile și să pună rând de alea... Am înțeles, până se înlocuiesc, măcar becurile care sunt arse pe stejarul, pe Grigorien s-au mai schimbat, mai sunt pe Grigorien, în stejar nu m-a anunțat nimeni. Deci nu m-a anunțat nimeni. Acum noi cu răutate este... Nu, doamne ferește, niciodată. Deci care sunt probleme, aștept să suni, da, să mă suni. Toate sunt pe drumul principal, problema este la ieșirea din sat spre Bacău. După curbă, după parcare? După curbă, dar nu ard becuri. Acum un singur becar din 5. Dacă se face că să nu știi, mă, George, unde nu se știe și unde nu arde becuri, când are când să știe, cum am făcut eu la Florești. M-am dus și am fotografiat stâlpul respectiv cu numărul stâlpului. Mie mi-au spus așa și de la Ion, da. Și atunci așa ea dă mai departe, da. Cu numărul de stâlp se dă... Pe fiecare stâlp este ceva frumos. Eu așa le-am făcut.
fila fără și undeva. Dar trebuie să fie adevărat cu gaurii, iluminat lumii, prea de noastră? Da, adică, da, eu să pot să fie schemat. Poate domnul primar are dispoziție să dau pentru altcineva, dacă trebuie la chestiunea trebuie. Nu este a mea dispoziție. Ați văzut de dat. Știți când masa din Bieri în cimitirul Scorțenii au aștecul? Dacă este la asta? Nu. Am fost și... Întreba asta toată lumea. Dacă nici lumii în cimitir, deci cimitirul este legal în iluminatul public. Nu m-am înțeles nimeni, am fost și eu în cimitir, dar chiar n-am văzut seama. Eu am fost și eu la perlubieri și foarte mult era o persoană. Nu știu să vedea chiar la perlubieri, nu arde bine nici decât. Sofiele mele, Sofiaș. O să fie dacă nu arde la perlubieri, deja nu mai arde bine. Asta e, se întâmplă asta. Eu am întrebat, am spus dacă nu arde bine țărnea și așa nu aveți cunoștință și nu știa despre voastră. Deci nu am știut, am fost și eu a citit în apărțenat. Erau toată lumea acolo, mic, cu glumări. N-am o seta. A fost bine. Asta era, a fost bine. Păi se găsit din învierii când vine lumea pe lumii. Și asta e. Sau o fi strânsă și da. Toată lumea era, eu n-am observat. Personal n-am observat. Să interveniți la stejarul și să-l locuiți becul. La stejarul săptămâna viitoare cred că vin ei, așa au zis. Că au venit atunci la înainte de Paști. Nu vin în fiecare săptămâna, cam o dată pe lună. Da, e ok. Numai cu... Să nu fie ea. Oricum, da. Aici se rezolvă. Următorul. Faraona Mihaela. Dacă se poate denumirea străzilor, o să trebuiască să facă plăcuții de post pe stradă. Oh, mai avem, și de cheltuia la primărie asta, nu? Bineînțeles, de cheltuia. De exemplu, este câte o stradă care chiar nu au o casă. Cei care stau în Scoție știu, să zic de-a dreptul, n-a băusat. E o casă. Da. Cum poți să pui o stradă pentru o casă? Așa este, așa este. Așa este. Dacă strada este în harta Scoției, nu am ce face. Eu am stat în plăcuție. Dacă permiteți, străzile astea le facem nu pentru un an, pentru doi. Și poate fi viitor și nu poți. Nu mai este loc. Deci ca să zici că se mai construiesc. Dar poate face la cantinuța altă casă cu ieșirea în partea aia. Deci așa e nomenclatorul străzilor, așa facem. Aici nu este. Sau cum era... Stai să termin. Sau cum e la Mihai Macovei, până la Tudorac, pe 3-4 case o stradă și la Tantinuța altă stradă. Putea să o lăsă lungă. Nu, asta nu depinde de noi. Asta este... Noi, da, de cu ce treabă noi. Nomenclatoare se facă pe niște reguli. Da. Și străzile care există, trebuie fiecare. Eu am umplat cu Claudia, stradă cu stradă, bucățică, bucățică. Ca să nu ne ieși aici pe deal. Pe la Rotaru, pe la Măcaru, pe la... Da. Și am umplat cu cap cu cap. Deci două case, dacă are strada respectivă, este stradă. Da, sau la... Crăciun, la... Dar da. O casă. Asta este de dacă e acolo... Dacă e stradă scurt formată dintr-o casă sau o grădină. Poate că e din grădina și mai faci o casă. Da. Domnul Zampinescu. Vreau să vă întreb un pic dacă știți cumva când o să intervin pentru drumurile din comună, Scorțe. Aveți cumva... E vorba de săptămâna viitoare ceva să intervină. Acum este aici la pot, la... Da, lucrează de acolo. Lucrează la pot? Da, nu la pot, lucrează la... Tuburile alea de la... Nu, lucrează la drumul de groapă, pentru că nu se putea circula. Și mâine, dacă ajută timpul, o să lucrăm la pot, pentru că sunt mai mult bine făcut. Sperăm să țină timpul să nu... Și de săptămâna viitoare... De săptămâna viitoare, domnul primar mi-a promis că mi-a aduce piatra. Piatra mult dorită. Sper să ținem. Trebuie să ducem și la șerpeni, la felul 5 pasculi, la băiții iată. Absolut. Acolo e dezastru, am dormit și acolo să vedem cum sunt parte. Dar am înțeles că luni mașinete, domnul Vasiliu este concediu din loc. Nu nimic, no. Atunci angajăm altă persoană sau scoateți un post la concurs, că nu putem să nu funcționăm. Păi nu, votam și plecat la concediu. Indiferent cine este, oamenii au dreptul la concediu, nu e niciun fel de problemă, dar dacă cât timpul e frumos și ne permite, nu ne facem treaba, degeaba. Fac, dacă promis că aduce, te aduce. Da, deci aveți în întâlnit treaba asta, adică este nostru să înceapă să intervină, nu? Vreau să vă întreb dacă știți din podul de la, zis mai sus, de Ilie. Vă zăresc. Da. Iar în podul ăla tot timpul intrat, am scos două mașini de șanse de acolo. Am văzut, da. Da? Știți? Vedeți, podul ăla mai trebuie un pic lungit. Nu avem lungit. Deocamdată nu avem deloc o celușă la șerpeni. Faceți un referat, că de domnul primar solicitați treaba asta, trebuie să... Drumurile nu știu dacă pot eu să fac referat pentru țiri, pentru tuburi, pentru... Nu,
Păi cum? De asta e prin știința asta, doamnă primară, poate de să vă știe. Prin știința l-am asințat, mai ales pentru Șerpeni, acolo nu se întâmplă. Doamna Vici, pe slajul comunal, la Scorțeni, după ce trece cu drumul Custierii, pe partea stângă, când se intră în Scorțeni, sunt 4 tuburi, 3 tuburi, care stau inutile acolo, din punctul meu de vedere. Se poate scoate un tub de acolo și pune unde avem nevoie. Da, nu trebuie chiar un tub peste, sunt tub, trebuie numai în capăt, că nu are unii din proprietate. Un capăt cât? Un metru? Cât atât? 2 metri. Este un tub, un capăt de un metru la stația de pompare jos. Se poate lua dacă aveți curiozitatea și mergeți. Am înțeles că este abic, ăsta de la stația de pompare l-au avut și șerpeni. Nu. Este un capăt de tub pe care ne-l dă. Trebuia să-l luăm data trecută, dar n-am mai încât de mutil. Un capăt de tub tot așa, cam în jur de 2 metri, te-au și la șerpeni. Nu știu dacă ar fi tot la fel. Și au zis că e ca să de abic. Eu am trecut în primul la acolo. Dacă este nevoie, îl ridic eu de acolo. Dar la șerpeni sunt niște tuburi în o gradă, de pe timpul lui domnul Ambărbuș. În o gradă la ce? Ies, Gârciu a zis, când am fost acolo, am fost cu și a zis că este o bătrână, nu știu exact numele, a zis că sunt 4 tuburi lăsate acolo. Da, dar sunt foarte subțiri din tablă, l-am întrebat și eu de-aia dacă am auzit. Am întrebat cu domnul primar. Sunt foarte subțiri, n-ai ca să te pui la... Și așa sunt cu denivelările. Trebuie luați din o gradă omului, stau acolo și asta da. Acolo din... 5-7 ani. Știți ce se pot face cu tuburile alea? Păi și ce fac? Nu, ne putem lua pe alea din beton de pe izlaz și ne punem pe astea de tablă, că vacile nu sunt așa de grele cât să îndoaie tuburile. Și ne folosim cele 3 tuburi de pe izlaz. Și eu mai avem nevoie, că și noi mai avem nevoie de un tub pe drumul agricol. Azi, vedeți că e zluată de acolo. Și nu s-o folosit în... Da. Dar eu mă aflat în știința peste o lună de zile la ședința următoare, mă întreb din nou dacă s-o rezolva celălalt. Aici e cel care dă... Noi suntem, noi deliberăm și noi sunteți executiv. Noi sunteți executat. Deci eu, cu primar, nu pot face nimic. Dacă primarul dă voi și are mașina liberă săptămâna viitoare să dar 5 mașini care le-am promis la șerpeni, e clar. Dacă nu, își face treaba și se duce în altă parte. Asta am spus dumneavoastră, faci o solicitare, o cerere, o referat către domnul primar. Și dumneavoastră aveți dovada cu domnul primar, nu a vrut să facă. Asta de la asta vă spun. Are altă, nu mai importante. Păi stați un pic, este în atribuția dânsii, nu este în atribuția domnului primar. Știința către primar în formă scrisă, o depui tu în calitate de consilier local. Nu mai există așa ceva. Doamna viceprimară are în atribuții treaba asta, nu sunt eu consilier local. Dacă nu aveți atribuții, dacă nu o dau pe domnul primar de rugare și... Da, nu te dat de rugare, da.
Da? Da. Eu, peste o lună de zile, o să vin din nou cu întrebările care dumneavoastră mi le-am adresat, dar le-am venit cu bunul lui Iisus din Pidea Ușcă. Vă da? Da. Și o să fac niște fotografii, să fie publici. Că și eu, dacă aici mai văd să rămână. Publici cum ei, spre exemplu, din Ardealul și tu n-ai... Niște căruți de la Cristiana care aruncă exact la tot la acolo la vaci, cum îmi zice domnul. Trebuie identificat. Și am zis că dau telefon, la trebuie identificat, dar nimeni nu zice nimic. Îi vede, nu fac pozi, ci asta e. Încă o problemă balastră, dacă a fost pus în parcare, dar e spiteria. A fost la primărie sau a pus altă mașină descărcat, cât s-o lua de acolo. S-a descărcat în parcare o mașină mare de balastră. A stat acolo 2 săptămâni și ceva. Nu știu, de la noi n-a fost. Poate de la drumul. De la drumul, cunosc, de la drumul. Pentru că parcările sunt al drumului, nu sunt ale noastre. Nu. Deci parcările sunt a drumurilor publice, nu sunt ale noastre. Declarăm ședința închisă, ca dai, mai vezi ceva? Stați așa puțin, mai începe aia, Lidia. Ar vrea să se putească în ședința următoare. Ora de ședință. Eu zic că ora 10 nu e o oră potrivită. Ori să fie la prima oră, la 8 jumate, ori să fie la 2. Pentru că, vedeți, ne strângem... Gata, ce facem? Un hotărâți, așa face. Să discute în zona de noapte. La ora 8 dimineața? Ca să terminăm, să ne luăm de ordine și cum facem? Așa e la jumătatea zilei. Camara, ai auzit că ea că e atât atenți. El nu poate veni la ora 10 la ședință. La 8 dimineața, la cât? La 2? La 10. Dacă permiteți. Nici eu nu pot veni, dar este o derogare din legii. Care spune? Știu! De asta am văzut fac camara. Să ne muiască, adică... Da, dar care este șofer, care e marfă, care e trebuie totuși... După 12 să-i ajută și la o să punem un loc. La 2, la 2. Dar ce înseamnă la 8, de sunt de la informat, nu la 4. Nu e problema asta, eu vin. Păi hotărăți cum mai încercăm. Hai să vedem la ce oră s-a putea. Atenție un pic! Ședințele sunt fixate de către primar. Nu putem de către consiliul local. Clar! Primarul este cel care hotărăște ora și locul în care noi ne încercăm. Am să vorbesc cu domnul primar să pună măcar la 12, nu-i vine nici la 12, nu? La 8 dimineața ar fi cel mai bine. Nu-i bine, atunci nu. Cum vrea primarul?